Republica Moldova a pierdut numai în acest exercițiu inutil 40 de milioane de lei bani bugetari. Cred că este cazul să ne adresăm public către conducătorii Alianței pentru Integrare Europeană să fie buni să restituie acești bani în bugetul de stat. Sunt 4, să pună câte 10 milioane și rezolvă problema. Sau partea leului poate să o depună domnul Lupu Marian, care poartă o răspundere specială în acest caz și care a avut obsesia să fie președinte cu orice preț. Facem abstracție de înțelegerile pe care le-au avut cei din coaliție pentru promovarea lui Lupu la funcție de șef al statului. Am spus-o de sute de ori și vreau să repet. Dacă Marian Lupu nu ar fi insistat asupra propriei sale candidaturi, acest referendum nu ar fi avut loc și soluția ar fi fost identificată în Parlament cu o candidatură de compromis acceptabilă pentru ambele părți. Așa cum domnia sa are sponsori destul de consistenți financiar, n-are decât să contribuie cu mai mulți bani la achitarea acestei sume în bugetul de stat. Iată că până la urmă, tot la soluția pe care am formulat-o imediat după ieșuarea ultimei tentative de alegere a șefului statului în Parlament, s-a ajuns astăzi, iar am înțeles de la colegi că domnul prim-ministru Filat deja a prins pofta consensului politic și a cooperării parlamentare. Felicitări pentru această lecție care ne-a costat 40 de milioane de lei. Eu îmi iau îndrăzneala să susțin că, de fapt, cei 4 infractori politici s-au comportat atât de obraznic cu cetățenii Republicii Moldova, cu legea și cu Constituția, deoarece au rămas nepedepsiți pentru tentativa de lovitură de stat din 7 aprilie 2009. Iată acești campioni ai democrației care au pus mâna pe procuratură și pe toate organele de anchetă și care au paralizat organele statului de drept, acestea fiind în incapacitatea de a dezvălui, de a investiga onest, echidistant și obiectiv ce s-a întâmplat la 7 aprilie, cine sunt vinovații, cine sunt provocatorii, cine sunt instigatorii, cine a dat foc, cine a distrus clădirea Parlamentului și a Guvernului, a președinției, cine a molestat peste 300 de polițiști nevinovați,